Fostul premier Vlad Filat revine în politică. Congresul extraordinar al Partidului Liberal Democrat din Moldova l-a împuternicit să preia conducerea partidului. Decizia a fost luată în cadrul ședinții online a Congresului de duminică 16 august. La eveniment au participat 215 delegați din totalul de 239 desemnați de conferințele organizațiilor teritoriale ale PLDM din 26 de unități administrativ-teritoriale de nivelul 2. La propun punerea mai multor delegați, susținute și de Tudor Deliu, președintele PLDM. La funcția de președinte al PLDM a fost propus și votat cu 214 voturi din 215 fondatorul și primul președinte al formațiunii, Vlad Filat. În mesajul său către Congres, el a adresat mulțumiri delegaților pentru încredere acordată și tuturor membrilor de Partid pentru Curajul, Răbdarea și Consecvența, de care au dat dovadă pe parcursul ultimilor cinci ani. A venit timpul când despre noi trebuie să vorbim noi și faptele noastre. Am vrut ca această decizie de a reveni la conducerea PLDM să fie a partidului, a tuturor colegilor noștri. Eu revin nu într-o funcție, ci într-o responsabilitate enormă, a spus Vlad Filat. La final, delegații au adoptat o rezoluție prin care declară că PLDM va participa la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie și la viitoarele alegeri parlamentare în calitate de concurent electoral. De asemenea, liberal-democrații și-au exprimat determinarea de a relansa proiectul de țară pe care l-au început cu ani în urmă. Integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană se spune în comunicat. Vlad Filat a fost în fruntea PLDM în perioada 2008-2010. 15. Acesta a fost condamnat la 9 ani de închisoare pentru faptele de corupție și a eliberat condiționat și înainte de termen la sfârșitul anului trecut. El a pledat nevinovat totdeauna și a câștigat în câteva rânduri la CEDO.